Reprezentanții elevilor din toată țara își aleg în aceste zile la Craiova vocea care îi va reprezenta în acest an. Actuala conducere a Consiliului Național al Elevilor a adus în atenție câteva dintre problemele din sistemul de învățământ care încă nu și-au găsit rezolvare. Pentru educație este necesară o finanțare mai mare. Asigurarea unor programe de finanțare pentru elevii claselor a 11-a și a 12-a, pentru că învățământul este obligatoriu până în clasa 10-a, dar manualele reprezintă un cost. Păsurile elevilor au fost auzite și de reprezentanții Ministerului Educației invitați la eveniment. Există toată deschiderea din partea Ministerului Educației pentru dezvoltarea acestei structuri. Este structura dumneavoastră, noi vă suntem parteneri și vă stăm la dispoziție cu tot ce aveți dumneavoastră nevoie. Adunarea Generală a Consiliului Național al Elevilor a fost prilej pentru autorități de a-și declara dorința de a sprijini sistemul de învățământ. Noua conducere care se va instala în urma alegerilor să contribuie din plin la educație, să vină cu proiecte pentru a susține educația în folosul dumneavoastră a tinerilor. În fiecare an, Consiliul Județean, prin buget, de la început de an, își stabilește sume de bani pentru elevii cu performanțe la învățătură. Și anul trecut, județul Dolj a avut aproape 90 de elevi olimpici. Reprezentanții elevilor din toată țara vor rămâne în bănie până pe 5 februarie, timp în care va fi analizat raportul de activitate pe anul trecut și se vor aduna propuneri din partea participanților pentru mandatul 2015-2016.